Am revenit cu ultima parte a discuției noastre la Casa Poporului, în această dimineață la LUC TV. Invitatul nostru al acestei emisiuni este domnul Mihai Sturzu, deputat independent, candidat independent la primăria municipiului Brașov. Bună dimineața! Bună dimineața! Nici nu cred că mai e nevoie de, de prezentare. E, la, la ora asta am eu nevoie de mai multe prezentări, să-mi dau seama unde sunt și ce fac. Da, a, fost o, a fost o zi grea, ziua de ieri, pentru mine. Și a, astăzi sunt la Cluj... Într-un motiv special Dar m-am bucurat că m-ați invitat și vă mulțumesc Noi vă mulțumim că ați reușit să ajungeți Că totuși e de dimineață E așa un, un matinal pe teme politice și, și e mai greu Problema nu e că e dimineață Problema e că astăzi este ziua unui dintre cei mai buni ai mei Motivul pentru care și sunt la Cluj Că aseară l-am pe om Decent știind că avem emisiune Și că am fost atât de deștept încât am stat la un hotel Hăt în partea cealaltă a orașului și uite toate astea aliniate fac. Am, am ajuns aici acum trei minute, dar oricum am da, la... Ați ajuns la fix. Da, mulțumesc. Bun, vreau să vă întreb: în momentul de față ce faceți? Ați condus o organizație importantă, Tineretul Social Democrat. Ați fost vocea cea mai critică în, în PSD în, în ultima perioadă. Eu aș spune Pot... cea mai sinceră. Excelent. E, e și important să, da, să existe da. sinceritate în zona asta, dar nu știu dar... Cum să zic, dacă asta e, e o normalitate sau Ai, e un fireț? Într-un în... într într ocean de ipocrizie și minciună, o insulă de adevăr uh, pare o excepție de la regulă. Asta e. Ne-am asumat. Adică i-a spus niște lucruri domnului Dragnea, așa, care s-a supărat evident pe dumneavoastră, la fel și uh, cei din, din jurul domniei sale. Uh, astăzi, de pildă, ce ați avea să-i transmiteți după ce domnul Dragnea. Eu cum am, se simte nu mai am să-i transmit nimic. Că nu mai am ce să-i spun acestui domn. Dar uh, le-a spune colegilor mei celebra vorbă. V-am spus eu. Deci, nu mai ai ce să spui. E că, practic, în fine, PSD, ce face acum PSD-ul, din păcate, cu acest zid de susținere în jurul uh, lui Liviu Dragnea, este o, o decizie complet greșită. Și nu e o, deci nu e o chestiune legată de oameni. Că puteți să fie cu Georgescu, Popescu, nu e problema asta. Problema este că, în acest moment un partid întreg este obligat, și eu vă spun că am fost acolo, este obligat să fac acest circ al declarațiilor de plesă, de presă, de președinți care se susțin, unul mai vitească ca celălalt. În jurul unei conduceri condamnate penal. Deci, președintele este condamnat penal, secretarul general condamnat penal, să... secretarul general de... știu, Liderul de grup Păzlaru și el condamnat. Deci, în acest moment, cel mai mare partid din România, un partid care ar putea să câștige alegerile la toamnă, vine în fața oamenilor și spune, domnule, noi nu avem o problemă cu, uh, cu, condamnările. Asta ce înseamnă? Noi nu respectăm statul de drept. Deci asta e problema. Nu e o problemă de individ, de Liviu Dragnea. V-am spus, putea să-l chime oricum. Nu avem treabă cu el. Avem o problemă de principiu. În momentul în care un stat, cel mai înalt, cel mai înalt for, deci nu se mai poate contesta niciun fel această decizie, a unui, uh, un, a unui uh, proces în justiție două o decizie de condamnare, în, cred că în orice țară din lumea asta e pe, mama, pe mama, pământul ăsta, omul respectiv spune domnule, fac un pas în spate, vă mulțumesc, îmi cer scuze, nu, îmi cer scuze, fac un pas în spate, vă mulțumesc, la revedere. Povestea asta cu eroul călare pe cal nu l-a spartit acum înainte de a alege. Deci, ce spune? sunt? Sunt 600.000 de oameni în partidul ăla. Da, da, da. e nevoie de un lider, de o figură Da, sunt lideri, știți cum sunt lideri acolo? Toți stau cu săbile sub masă. Deci nu e unul care să nu fie lider. Credeți-mă. Da, deci, la de, masa din chisele vai de, de acolo. capul nostru Erau, era... Nu știu, pe cine ați vedea astăzi care ar putea să, să preia rolul ăsta Hai, Hai, să-i fac un rău suprem, ia. Uh, deci eu aș vedea, mă, pe... Nu, habar n nu mai știu. Deci eu am plecat de șase luni din partid. Nu, pe Romana Plum sau pe cine? Nu știu, habar partidul, Deci singurul om după care plânge partidul e Victor Ponta. Da, aș vrea să ajung la, la, să spun, la situația cu Victor Ponta, dar în momentul de față, pentru că aminte de o discuție care era o declarație care a rămas celebră uh, a lui Trean Băsescu, care spunea lui Adrian Stase în 2004, băi Adriene, ce dureri pe... sau ce, ce năpastă pe capul poporului să aleagă între doi comuniști. Așa, da. Dar nu știu acum la PSD cum e să se aleagă între Liviu Dragnea și între colegul lui Mihai Viteazu. A, nu, 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 acum serios, deci dacă ar putea, dacă ar fi un lider de care partidul are nevoie, este vorba de omul vostru, aici, Clujanul, Dâncu. Deci dacă ar, e singurul om care ar putea de să... Eu mă referam la Valeriu Zgonea, cum vi se pare faptul că își dorește el? Pare așa băiatul ăla din clasă care a trecut și el, a reușit să treacă clasa, dar da, își dorește... Zgo Zgonea, este, Zgonea este un tip cu, uh, cu foarte multă determinare. Din câte înțeleg eu, m am spus, deci eu n am mai fost la PSD de... Șase luni de zile. Eu îi mai văd pe... Și ea... ați mai fost lăsați să intrați în curte? Da, afară m-au pus portanul, să nu mă lase penibil. Eu îi văd la Parlament. Dar evident că nu mai am discuțiile pe care le aveam acum un an. Eu am văzut așa o oarecare răceală a zonei penale a PSD-ului față de zgonea că nu știu ce legi, ce modificare codului penal nu vrea să, să propună. Acum nu știu ce mizeau au ei cine ce dosare are și cum s-au gândit să-și facă lei să scape de ele, este fix treaba lor. Dar, repet, nu văd politica uh, astfel încât ea să devină un instrument al unor cu probleme în justiție ca să scape ei de probleme de justiție. Eu nu văd politica uh, ca uh, pe un instrument, văd politica fiind un instrument al uh, încercării noastre continue de a face viața oamenilor mai bună. Punct. Nu, Perfect. Trebuie, nu trebuie să așez în problemele... Perfect, la urma să și definiția politicii. Păi, Dar, uh, ați lansat aici o discuție interesantă. Deci, singurul pe care îl vedeți capabil să preia PSD-ul e Vasile Dâncu? Da, eu sunt convins. Și are nevoie. Deci, Vasile Dâncu, uh, și prin alura lui de intelectual și de tehnocrat și de om care are o vedere out of the box, mi se pare singura șansă reală a Partidului Social-Democrat. Dacă mai are vreo șansă. Dar nici Vasile Dâncu nu văd cum ar putea să facă față valului, valului, valului de nemulțumiri legate de problemele pe care au cu legea a multor dintre pesediștii de vârf. Nu, nu că oamenii și pentru în țară, n-au probleme. Dar credeți că partidul va accepta? Adică el totuși vine așa dintr-o zonă exterioară. Partidele acceptă ce li se spune. De către cine? De către cine conduce țara noastră. Habar n-am. Păi ce să... Deci, PNL deci dacă PNL acum se hotărăște să mai candideze cu unul, este... Bine, pe doi oricum nu are nicio șansă. Dar este circul circul. La noi, la Brașov, la fel Dar au avut vreo trei candidați și PSD-ul și PNL-ul până acum. Problema este că au ajuns la capătul, capătul resursei umane, toate partidele, și că nu mai au, nu mai au oameni, pentru că ani de zile au promovat oameni de pe temir ce criterii exclusiv dubioase, ca să folosim un cuvânt blând. Și atunci când tu ai promovat numai oameni care nu au legătură cu domeniul respectiv, oameni a care singură treabă pe acolo este să-și rezolve niște contracte pentru prieteni, pe care îi prinde DNA-ul după aia. Păi astăzi de unde să mai scoți oameni noi? Și buni. Deci, chiar dacă... Ai spus în... că sunt 600.000 de membri, deci de undeva din... Păi 5, uite, aia, de dai bagă cineva în seamă pe aia 600.000? Îi -ai bagă cineva în seamă, că ei nu au voie să ia cu mântuși măcar la ședințele lor locale, să vină la București să zică, stați mă, că m-am gândit la ceva. Nu, nu există așa ceva. Cum, uh... Mi se pare TSD după ce ați plecat, dumneavoastră. A apărut un domn, ceva a fost viceprimar pe la sectorul 6, destul de. așa inocent, nu, nu, da, dar nu știu necunoscut nimic. total. Nu mai știu nimic. Toată povestea asta cu TSD-ul este o. Deci, din punctul meu de vedere, TSD-ul ar fi putut să fie și începusem să construim o școală politică cu foarte mult curaj. Eu făcusem. În 2 ani de zile, vreo 16 întâlniri regionale, m-am dus peste tot în țară să mă întâlnesc cu ei. Dezbăteam, luam poziții, dădeam comunicate de presă, n-am fost de acord cu domnul Rus, cu povestea, cu diaspora, am ieșit public. Adică, încercam să construim un mesaj al unei organizații de tineri, totuși, pe înțelesul tinerilor, de multe ori, mesajele să fiind diferite de ale partidului. Liviu Dragnea și-a dorit foarte mult această, această organizație, mai ales că TSD-ul în PSD este istoric cunoscut fiind organizația pe care Victor Ponta a restartat-o re cumva. Că era o păi TSD, -a și creat Aura, Nicu titulescu da, da, și da. Da. TSD, în fine, era o poveste. Ponta, Băniciul, Sturzu. Adică era așa, un fel de băi, sunt ăștia mai curajoși și mai nealineați cu Băniciu partidul. e curajos? Băniciui e curajos, să știți. Nu la televizor, dar e foarte curajos. Deci Băniciul ia niște decizii foarte uh, surprinzătoare câteodată. Da, iar acum, ca să închid, nu am mai văzut PSD-ul să existe altcumva decât ca o, un PSD mai mic și în care pe care Liviu Dragnea și-l doi foarte mult și controlează cu... în momentul în care ați lansat acolo niște teze interesante, tinerii social-democrați... Să dacă să aplaude sau nu. Exact, și au venit, chiar unii dintre ei, au venit să-și să, să, zic, să apostrofeze fostul, fostul șef de la TSD. De pildă, cum mi se pare faptul că aici la organizația din Cluj, mi-aduc aminte, cred că a fost prima sau printre primele care a oferit un comunicat, evident, după ce ați avut o atitudine critică la adresa lui Liviu Dragnea. Mă gândesc dacă astăzi îl mai susțin, dacă îl mai asumă pe Liviu Dragnea, organizația de tineret din Cluj, PSD. La vremea respectivă au venit cu un comunicat critic la adresa dumneavoastră și eu mi-aduc aminte că atunci când veneați prin Cluj, folosesc o metaforă, erați prezentat ca o icoană, erați. E, e mult spus, nu, acum trebuie să spunem adevărul. La partid. Func Dar cum vi se pare? Funcția, funcția bate coloana. Deci, funcția bate coloana oficială, să-i spunem, ca să nu spunem coloana vertebrală. Deci, în momentul în care. Deci, așa spun, eu ne fiind un om de partid, de fapt, eu înțeleg. Cât îl respect pe un om pentru că este valoros, profesional, uman, care are un suflet bun, care are niște principii sănătoase, că e un om cinstit. La partid, toate astea dispar în, în spatele funcției. Cine e ăsta? Președinte. O, zeule, te, te iubim. Cine e ăsta? Membru. Du-te mă de aici. Dragnea era în acel moment zeul suprem. Eu cred că și acum mai este. Păi săraci. De copii... ca pierde din aură. Deci încep, cum A, să zic, fine, încep da, da. de rând să se îndoiască de condiția Da, Ei lui. știau și atunci. Deci problema nu e că ei nu știau. De ce știau și, atunci? Pentru că nu sunt, totuși, nu le-a Dumnezeu mințile. Nu sunt așa cu aur, au le iubim partidul. Nu, dacă le spune un om, omul niște lucruri adevărate, ei le recunosc ca fiind adevărate. Doar că ei își fac treaba de membrii de partid. Uitați-vă acum, ai avalanșă de comunicate de presă în susținerea lui Liviu Dragnea, deși condamnat. Unul dintre toți aceia care dau comunicate de presă, chiar cred că e ok să, chiar credeți că e ok să aibă un președinte condamnat? Nu. da? A, stai, trebuie să o facă. Așa e și cu TSD-ul, săraci. N-au vrut să o facă, au trebuit să Buna, o facă. Atunci, ipocrizia chiar ajunge la cute maximă în, în dezbaterea asta publică. Și răspundem la întrebarea de mai devreme. De unde vin oamenii noi în politică? Dacă ei de mici sunt învățați să facă așa. Și asta am încercat să fac, să dau curaj să fie ei înșiși. Nu s-a putut la partid. Bun, apropo, se spunea că dumneavoastră a fost un lider al tineretului impus. Adică nu, nu validat. Da, din e, structurie. adevărat, e adevărat că eu am venit, eu am venit la partid în 2010 m-am scris în PSD și în 2013 am ajuns președinte al tineretului. Eu dacă aveam atunci mintea de acum, nu acceptam să candidez eu singur, așa, nici nu mă înțelegeam prea bine cum funcționează lucrurile astea. Uh, am înțeles însă și mi-am asumat treaba asta, fără nicio problemă. Faptul că în momentul respectiv PSD-ul se pregătea de vreo trei alegeri în vreo doi ani și că aveam nevoie la tineret, probabil de unul pe care să-l știe lumea și la uh, Constanța, și la Cluj, și la Baia Mare, și la Sală, și M-au găsit pe mine. Eu îmi eu mă voluntar la partid, că nu m-a luat nimeni cu forța de acasă. Uh, nu mi-am dat seama că o astfel de uh, poziționare a mea într-o structură va crea atâtea orgolii și atunci că nu aveam nicio problemă. Că până la urmă, vorba aia, școala și cărțile pe care le-am citit și licența de pilot nu mi le -a nimeni. Nu mi le-a dat partid, nu mi le de partid. Deci puteam să stau liniștit. E, asta a creat niște, uh, uh, niște rumoare în sală. Iar când eu am spus lui Liviu Dragnea că totuși în poziția de mai președinte de, tineret, de, 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 partid, scuze, nu poți să, și să centrezi să dai cu capul, tu să fii unicul candidat, să nu aibă nimeni drăzneală să contracandideze, au zis, e, păi tu n-ai fost singur la TSD? Bine, mă, am fost singur, am greșit, îmi pare rău, dacă era mai deștept, nu acceptam. Bun, Victor Ponta ce face în momentul de față, prietenul să Victor Ponta? Scrie, scrie pe Facebook, nu știu, era mai prieten înainte de partid. Nu mai țineți legătura? N -n, mult mai rar ca înainte, mult, mult mai rar. Adică mai vorbiți la telefon? sau? Da, dar rar, adică cred că ultima oară am vorbit acum câteva luni și ne-am întâlnit la Parlament. Nu e, uh, el acum, bă, mi cu fundația, e foarte activ pe Facebook, l-am văzut. Uh, ce vă spun sigur este că cei din parlamentarii cu care eu mă, mai, mă văd mai des la Parlament decât cu el, toți întreabă de el. Deci toți au senzația că eu sunt conectat cu el, non-stop, și că da, ce mai face Victor? Nu știu, frate, ce faci, întreabă și știu, absurd. Începe să-l iubească din nou partidul? sau? Lake. <laughs> deci, dacă mâine se duce ponta la partid, ce băi, mă gândesc, n-apucă să zică fraza că să sunt, da, te vrem. Da, asta e, asta e partidul, da, bun, dacă revine Victor Ponta în, în, conducerea partidului, vă întoarceți în nu. PSD? Nu, 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 nu am de ce să mă întorc în acest PSD. Deci, atâta timp cât un partid este condus de oameni care au fost în PCR, oameni buni, în PCR, în Partidul Comunist Român, avea funcții în Partidul păi Comunist mai Român. Vre... Păi, dar cum să nu fie? Nu știu, Ion Iliescu acum... Da, nu, Iliescu, Marianu Prișan. Sau de Cosma, de la Prahova. Sunt mulți. În, în UTC, da? Pe Cosma mai e, e cu ceva probleme și el. Eu, și pe el vedeam la ședințe. nu știu, acum nu știu CV-ul fiecăruia, da. nu mă interesează. Uh, în FSN. Păi, FSN, că l am și spus, pentru mine, pentru familia noastră, anii 90 au însemnat mineriade, au însemnat interzicerea accesului în țara regelui și distrugerea industriei românești construită și de tatăl meu. Păi asta înseamnă la FSNU. Nu putem acum, la 26 de ani de la Revoluție, să le, să le spunem acestor oameni Băi, băieți, vă mulțumim foarte mult pentru ce ați făcut. Vă mulțumim pentru ce ați făcut pentru țară. Mai ieșiți și voi la pensie un pic, poate vor veni alții. Deci atâta timp cât, și nu doar PSD-ul, partidele din România nu se desprind serios, asumat, cu decizii de comunism, nu că a ridicat Dragnea sala în picioare, la sala Palatului. Mamă, n-am mai putut de emoție. Deci, a -ați cerut. Da, deci. Scuze, era în fața. gata. Ne-am desprins de comunism. eram... Hai, mă să fim serioși. Inclusiv gestul ăla a fost un gest de natură comunistă. Cum să te desprinzi de comunism făcând o chestie care aducea mai aminte comunism? Vă rog, eu, ridicați-vă, spun Hai, mă fi serios. Păi, dar la colectiv n-a făcut așa ceva. Să ridice tot spune capul în pământ. Că au murit oameni. Bun. După care, problema cu corupția. Cum poți tu să, să spui, domne, sunt politician? Deci, cred despre mine, eu, ipotetic, că am suficiente, uh, suficiente resurse interioare, intelectuale, habar n-am, profesionale, să fac bine comunității mele, da? Că pot să fi primar la o comună sau pot să fi președintele țării. Deci, de fapt, la o comunitate mai mare sau mai mică. Dar știți ce? Eu sunt condamnat și corupt. Adică nu respect regulile acestei comunități pe care vreau să o reprezint. Păi du-te, băi, acasă! Păi tocmai că a venit cu acel set de... Da, deci am râs. Deci el a fost deci circ mai mare decât codul ăla n-a putut să fie. Pentru că tot codul ai făcut așa, șerpuiește absolut pe toți, de nu-i atinge pe niciunul codul. Deci cred că dacă fură vreunul vreo la PSD, până la doua afară. Deci dacă pleacă vreunul cu vreun pic din sediu, îl spus și îl vezi Că... Cum, cum mi se pare faptul, iată că, de pildă, sunt schimbările astea de, de Și la Cluj aici a fost o... O întreagă, o întreagă luptă cu un candidat uh, inițial al PSD-ului, o doamnă care a lansat o lege interesantă, legea antifumat. Uh, nu știu, ați votat-o? Da, da. Deci, acum, evident că legea asta, fiind Doamna super Cristia. discutată, uh, îi se lipește imediat ca amprenta Aureliei Cristea. Dar Aurelia Cristea este un deputat și un fost ministru care a făcut mult mai mult decât aceste lege. această lege. Aurelia Cristea este ministrul care a inițiat cele mai consistente și constante discuții între guvern și societatea civilă. Deci, mie mi se pare o greșeală fantastică. Deci, să te duci numai pe sondaje, să n-ai o strategie pe termen lung, să n-ai o viziune despre un oraș, revenim la falimentul partidelor. Deci, nu sunt eu nici măcar consilier al cuiva de la Cluj. Dar Aurelia Cristia, din punctul meu de vedere, cu profilul ei, cu esența ei ca om, este un om cât de care Clujul ar putea avea nevoie. Poate nu va fi votată anul ăsta. Dar haideți să nu ne mai gândim că exact o lună de înainte de alegeri, facem sondaje, vedem cam ce cred oamenii. Băi că poate iese, poate se poate iese Bianca lui Bote în sondaje. Bă, ce ne facem atunci? Bianca nu? e independent? Păi nu știu, zic, da. Poate iese, nu am uitat de mult la mondenități de ăsta. Era pe vremea mea Bianca lui Bote era zeița mondenităților. E, e și e tot atunci, acolo în top. Ok. PSD-ul, dacă avea o strategie la Cluj, mergea înainte cu Aurelia Cristea, construia în jurul ei o echipă, proiecte pentru Cluj, poate pierdea anul asta. Poate oamenii votează în continuare pe Boc, deși eu nu înțeleg de ce l-ar vota pe Boc, dar asta e problema lor, nu sclujean. Dar timp de patru ani de zile, această echipă cu Aurelia Cristea, vârf de lance, ar fi construit proiecte pentru Cluj de la București, în calitate de deputat, cu o parte a societății civile de aici, de la Cluj. Rezolva, rezolva, mici proiecte, nu știu, un proiect cultural, un proiect al societății civile, un proiect social, astfel încât peste patru ani, același candidat de acum, pe care tu îl profilezi ca un potențial primar bun al Clujului, să fie poate mult mai credibil, mult mai iubit, mult mai ceva decât este astăzi să câștige alegerile. Dar dacă tu îi dai înainte o lună, două, trei, Doamne ce bună e apa asta pe care o bea din paharul ăsta și cu o lună, cu trei zile înainte să dau și oamenilor un pic din apa asta, zic, domnule, mai bine luați niște suc. Dacă -o o credeți că l-a deranjat cu ceva pe domnul Dragnea, că evident a fost primul care a reacționat și a spus că legea antifumat trebuie modificată, sigur, domnia s-a venit cu, cu o altă lege, moment... cu defăimarea socială sau cum se numea, și sigur, probabil deci că vrea nu, să nu există, iasă în evidență. Nu există termen de comparație și nu-i fac cum are bine Aureliei, dar asta e, eu pot să zic orice. Aurelia, Cristia și Liviu Dragnea sunt din universuri complet diferite. Deci, de față cu noi la TSD, că eram vreme aia, vorbeam despre legea asta și Liviu, Dragnea a spus, da bă, că eu fumez. Păi dacă tu faci legi în țara asta, funcție de tine, tu nu înțelegi că legea antifumat, de exemplu, este o lege care se referă la sănătatea a milioane de oameni care aleg să nu fumeze. Și tu zici, da, bă, de am putere și eu fumez, așa că ce-mi pasă mie de voi? Dar credeți că decizia să spun în candidatului de la Cluj și a fost luată chiar Habar, de... Na, nu știu, chiar nu știu ce a fost. Deci am citit și eu prin ziar, mi-a pentru Aurelia și cam asta a fost. Mai aveți acolo, mai aveți un prieten pe, pe listă care se regăsește. Dacă-i dau numele, s-ar putea să-i fac. Ce Oniga? Da, Oniga. Da. da, bine. Cu Oniga vorbim mai mult de avioane, că s-a făcut și el pilot acum. Ați foarte mândru că uh, primul și primul zbor al lui Gabi a fost cu mine. L-am dus la, la hangar și la avion și acum e pilot și el. Și mă bucur foarte mult, sunt mândru de el. La uh, Brașov, ce faceți? Să vă bateți cu scriptcarul? Cu cine vă? La Brașov ne batem cu vechiul. Deci, la Brașov, uh, eu am încercat, după ce am plecat din PSD, întâmplător m-am dat jos de pe scenă erau toți reporterii acolo și puneau microfonul în gură, ce faci, nu știu ce. Și mă întreabă cineva, ce, și, acum ce faceți? Era o sâmbătă pe la prânz, așa, eu să în București doar pentru congresul TSD și abia așteptam să mă duc acasă, la Brașov, știi? Și zic, bine, mă duc la Brașov. A explodat Brașov. Începe un proiect politic, faci un partid, intri în Brașov, te-ai împrit, te ai bătut palma acolo, zic, păi, știți vă vin sărbătorile peste noi, stați cu minți. și toată lumea, toată lumea mă a întrebat dacă voi candida la primăria Brașov. Eu nu cred că o poziție publică pornește de la voința celui care vrea să o ocupe. Eu cred că o voință publică pornește la cei care vor să fie reprezentați. Și nu am spus așa. Oameni buni, dacă eu vreau să fiu primar sau nu, este o întrebare pe care mi-o pun singur și îmi voi răspunde singur. Dar dacă oamenii din Brașov au nevoie de o nouă administrație publică, de o nouă viziune pentru orașul lor, păi hai să întrebăm pe ei iar acest a întrebat pe ei, înseamnă să vedem câte semnături putem să strângem. Pentru că legea îmi spune că am nevoie de 2.500 de semnături ca să pot candida. Păi dacă strângem 3 semnături, vă mulțumesc frumos, n-am ce să caut. Dacă strângem 3.000, vă mulțumesc mult, hai să punem mâna pe acest drum. Chiar ieri mi-am depus candidatură, am reușit să strângem 4.321, 4.321 de, de, de uh, semnături. și suficiente? Da, sunt eu. suficiente. 2.501 era uh, limita. Și uh, uh, începem o campanie deloc ușoară, o campanie în care, uh, din nou, partidele deci, au făcut orice au putut ca să-și bată joc de cetățeni, de brașoveni. Deci PNL-ul a avut un candidat, adioprică, că toată lumea știa că nu va fi el. După care l-au pus pe unul, spun ei, mai bun, Adi Gabor, probabil că nu vă spun nimic din dar na, poate că se uită brașoveni, actualul vicepreședinte al Consiliului Județean la lansarea candidaților și Blaga și Gorghiu, deși Scripcaru nu se, actualul primar, nu se califică în standardele lor de integritate, numai de el au vorbit, Blaga și Gorghiu. Noi știam toți că va candida. Duminică, așa, pe furiș, deci nu știe nimeni, deci nu știa nimeni. Dacă eu nu mă duceam să ne pun candidatura să văd că era și semnat și el mai sus, habar n aveam că el se candidează. Deci stai seama, primarul în funcție a unui oraș. Candidează în... din partea PNL? Independent. Independent. Zic cum e. Nu știu. Dar cum primarul în funcție să fac o conferință de presă? Să spună, băi, am decis să candidez. Cred că merge așa pe furiș, De Deci ăsta e PNL-ul. PSD-ul, deci acolo a fost circu și mai mare. L-aveau pe un băiat Răzvan Popa. Ok, așa, Răzvan, nu poți să zici nimic de el. Și asta e cel mai rău, că nu poți să zici nimic de el. Nu știu ce face Răzvan. E timid, așa, în principiu. Așa, altul, Cătălin Leonte, tot membru PSD, care acum patru ani îl se pe scripcarul cu valul USL și aproape l-a bătut, dar nu l-a bătut pe Scripcaru, avea el un plan din ăsta să candideze independent, știi? E, acum vreo lună și ceva, poate două, marți era în PSD, miercuri și-a demisia și a zis că el va candida independent. Joi s-a dus Joana Valvertej la, Bra la, Brașov să-l susțină că e candidatul PSRO, susține PSRO. Acum trei săptămâni, același domn, Cătălin Leonte, s-a dus cu delegație, cu năframa în la Dragnea, la București, cu sondaje, să zică, te rog, te rog, bagă-mă înapoi în partid și vreau să scandez din partea PSD-ului de independent ce sunt. Dragnea l-a trimis în Brașov ca să, probabil ca să-i arate lumiță cine e șeful la partid. L-a băgat pe ăsta înapoi la partid, i-a pus alt președinte la organizație, a spus, gata, Leonte e candidatul vostru. PSD-ul s-a strâns în jurul celuilalt, Răzvan Popa, s-a dus la București toți cu sondaje și acum ce crezi? Candidat e tot Răzvan Popa, Leonte este independent, după că nu mai crede nimeni că e independent și uite, stai PSD-ul. Și atunci, șansele, șansele, pe care le are Mihai Sturzu, care sunt? Independent e mai complicat. E foarte complicat independent. Independent pe bune e complicat. Pentru că am o echipă de oameni tineri cu puțină experiență în politică, facem totul pe bune, la vedere. Chiar ieri am făcut o încercare de... Eu sunt la care spune, hai să facem transparență. Eu cred că am făcut un test cu brașoveni. faceți și voi la Cluj. La Cluj rezultatul va fi îngrod același, devastator. I-am spus și premierului lui Cioloș să facă testul ăsta. Dom'le, hai să mergem fiecare la el în oraș, la el în comună, oriunde, da? Și să, să, întrebăm așa oamenii pe stradă. Dom'le, aveți idee câți consilieri locali are Clujul? Și știți măcar cinci nume ale lor? Păi nu va ști nimeni. Uai, dar testul ăsta îl propun în fiecare dimineață. Dar nu va ști nimeni. Deci este pentru că în spatele acestui zid al necunoașterii noastre, ei pot să facă orice. În principiu să-și urmărească propriile interese și interesele partidelor și ale grupurilor din care fac parte propunerea mea pentru, pentru Brașov este să transparentizăm complet activitatea orașului nostru, Consiliul Local. Ședințe transmise live pe net, vot electronic monitorizat și comunicat, raportat către cetățeni. Toate contractele Brașovului publicate pe pagină, pe aplicație, în șapte zile de la semnare. Hai să nu ne mai mirăm că ne costă asfaltul când ne costă. Când asfalt avem Brașov, de ce? Că acolo e cel mai ușor de făcut. Ei, arată bine. Da, arată bine. Și deci, toată lumea spune că Brașov arată bine. Știți cât copii, câți copii pleacă din Brașov în fiecare an? Știți că noi suntem pe locul 48 în țară, între orașe 48, între orașele din țară, din punct de vedere al consumului cultural? Știți că avem, deși avem o rată mică a șomajului, avem cele mai mici salarii din țară? Știți că cel mai mare eveniment cultural din Brașov este un festival de bere? Unde se duc tinerii? Unde este tinerii în Brașov? Cum trăiesc ei? Ce locuri de muncă au? Ce șanse au ei să-și facă o familie, să, stea în, să aibă o casă lor? Păi, nu prea au, că se pune asfalt. Și deci punem asfalt până ne vine rog, ca și când nu ține și asfaltul ăla, măcar ce ani. E, și eu ce am făcut ieri? Am făcut un experiment. Mi-am depus candidatura. Și am zis, uite, eu cu totală sinceritate și transparență vă spun exact cât a costat această strângere de semnături. Că a costat. Am avut corturi în stradă, am luat o autorizație de la primărie, am cumpărat măsuțe și, din scaune de plastic și am ieșit, nu știu, vreo 4.500 și ceva de lei. Și am zis, toți banii vin din veniturile mele ca parlamentar și economiile mele, însă, din respect pentru uh, cetățeni, și numele celor 4.300 de oameni care au semnat pentru mine, le solicit tuturor celor care au umplut orașul cu benele, meșuri, reclame luminoase, ne au umplut cutiile de poște cu flyere și pliante, să spună și ei cât i-a costat până acum ca această precampanie electorală și cine l-a finanțat-o. Pentru că brașovenii trebuie să știe atunci când merg la vot dacă cel pe care s-ar putea să-l voteze ca primar este deja dator unor grupuri de interese și va plăti acele datorii din banii noștri. Asta e problema. Problema este că ajung în funcție de conducere niște băieți care deja sunt controlați de niște grupuri din spatele da, și le sunt Suntem chiar pe final în 30 de secunde. Cum Antena. o să uh, o să rezolve Mihai un problema asta, uh, nu știu, a celor care vin și susțin un candidat, fie el și independent. Nu știu, ca să nu le, să, să nu le mai fie dator sau să nu le datoreze nimic foarte în simplu. Fie mâine vă arăt pe Facebook facem uh, donații de la uh, donații publice, de la oameni. Am făcut un calcul, dacă 5000 de brașoveni donează 10 lei iar noi luăm 3% în, 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 la vot, iar statul ne returnează acești bani, eu returnez tuturor ce acești bani. Nu am nevoie de niciun ban de la mine pentru campanie, am nevoie de două luni de încredere din partea brașoanilor. Și gata. Cine cântă în campanie pentru Mihai Sturzu? Mulțumesc. Poftim? Cine cântă în campanie? Sau nu știu nu că cântă mai... nimeni, că nu-i voie. Nu mai e voie. Foarte bine. Cânt eu, mi-au portavoce <laughs> și zic, veniți la vot, oameni buni. <laughs> Mihai Sturzu, mulțumesc tare mult pentru discuția din această dimineață și pentru faptul că ați fost alături de noi, da. iată, la ora de sul de, da, da, o singură Data viitoare Bro. poți să spui și pe Mihai toată emisiunea, că foarte Sigur. Complicat. Mulțumesc tare Așa o să facem. Mersi. Mersi. și eu mulțumesc. tare mult. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit în dimineața asta. S-au spus lucruri interesante. Urmăriți în reluare de la 13.30 emisiunea noastră, de la 14.30 partea cu Mihai Sturzu. Mâine de la 8 ne vedem aici la Casa Poporului pe Luc TV. Până data viitoare, numai bine!